Dacă eu experimentez cu adevărat pocăința, este aproape imposibil să nu-mi pese de ceilalți care s-au aflat în aceeași stare ca și mine. Adică dacă eu sunt în, am fost în păcat, m-am pocăit, am înțeles mânia lui Dumnezeu, am înțeles și dragostea lui Dumnezeu, am înțeles și condamnarea lui Dumnezeu, am uh, înțeles și harul lui Dumnezeu și dacă eu mă întorc la Dumnezeu, aș spune că este imposibil să rămână lucrul acela la mine. Este imposibil să văd pe un alt om care a fost în aceeași stare ca mine, care știu că se află sub aceeași condamnare și să nu-mi pese de lucrul acesta. Oamenii ăștia nu i interesat. Oh. dar ce o să zic că ăia despre mine? Hai bă, o faci tu acum pe pocăitul? Niciunul nu și-a pus problema asta. Numai noi stăm pe bancă, nu ne ducem să facem nimic așa. Noi gând, facem noi niște filozofii, procesăm noi niște Și chiar dacă ar spune, n-ar fi niciun fel de problemă. Dar oamenii ăștia nu gândesc așa. Oamenii ăștia zice, au înțeles mesajul lui Iona și au vestit un post. Da? Au făcut public lucrul ăsta, atât de public că a ajuns la urechile împăratului foarte repede. Dom'le, trebuie să ne pocăim. Când eu iau în serios pocăința, voi spune și altora despre lucrul acesta. Dacă eu m-am pocăit, cu siguranță voi împărtăși și cu alții. Da?